Dragii mei, Domnul nu ne obligă pe niciunul să-L urmăm. El doar ne provoacă, El doar ne dorește binele nostru. Nimeni nu ne dorește binele ca Dumnezeu, să știți. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Pentru asta trebuie să ai cea mai mare dorință, era menționat. Cea mai mare dorință. Cine îl dorește pe Dumnezeu trebuie să-l dorească mai mult ca orice altceva, cea mai mare dorință. Dar nu e suficientă dorința, trebuie să fie și cea mai mare hotărâre. Ne-am propus la începutul anului să citim Biblia de bună oară, mai mult. E finele anului, ne putem cerceta și verifica cât am citit-o. Ne-am făcut timp în fiecare zi pentru rugăciune? Am zis că o să ne rugăm mai mult. Am lipsit de la părtășii nemotivați. Sigur, sunt momente obiective când putem să lipsim. Astea sunt excepții, excepția confirmă regula. Cât timp am meditat în familie? Care sunt vorbele care le-am avut, le-am consumat, s-au consumat în familie? Părtășia în familie, am avut-o mai mult? Cea mai mare dorință, dar și cea mai mare hotărâre. Dacă nu e hotărârea, totul rămâne în fașă. Nu se împlinește nimic. Trec anii, îmbătrânim și viața se duce. Omului a fost dat o singură viață pe care să o trăiască, dar nu oricum. După oglindă, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care l-ai primit, ține-l cu tăria. Și credința care este în Iisus Hristos, dreptarul e cuvântul, tot timpul după dreptar. După Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Dar nu e suficient nici cea mai mare hotărâre, cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre, apare cea mai mare piedică. Diavolul are piedici multe. Las că azi n-am putut, dar mâine voi face mai mult, poi mâine mai mult și așa se duce timpul. Să duc anii, să duce viața. Cea mai mare piedică, piedicile trebuie date la o parte. Domnul ne ajută dacă îl iubim mai mult ca orice, era aici menționat. Pe El să-L iubim mai mult ca orice, dar cum să-L iubim pe El? Să iubim cuvântul. Iubind cuvântul, îl iubim pe El. Iubind rugăciunea, îl iubim pe El. Iubind părtășia, îl iubim pe El. Pe El nu-L putem vedea în mod fizic, El e prezent printre frați. E prezent în cuvânt. E prezent în rugăciune. Dacă stau pe genunchi și mă rog, cât stau, Domnul nu pleacă de lângă mine. El este gata să stea și o oră, și două, și trei. Numai să am eu timp să stau să-i spun problemele care le am. Și în ultimă instanță, un al patrulea lucru, și e și cel mai mare deznodământ. Cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre, cea mai mare piedică, dar cel mai puternic deznodământ este atunci când pui în practică, să duce viața și nu regreți. Te uiți în urmă și nu ai regrete. Mă gândeam și aici, în această dimineață, Biblia spune că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Totul e focalizat în El. Tatăl, prin Domnul Iisus, a creat tot, miliardele și miliardele de planete. Oștirea cerească, zice ca și oștirea cerului, zice că nu poate fi numărată, nu poate fi numărată. După cum nici nisipul mării nu poate fi măsurat, nu poate fi măsurat. Și toate s-au creat prin El, înainte de a fi fost ceva. Și planul de mântuire, Tatăl l-a conceput, organigrama mântuirii, a fost concepută prin Domnul Iisus. Când nu era încă nimic, planul de mântuire a fost conceput de Cel Preanalt, anticipat. De aia spune Galateni, capitolul 4, versetul 4, la împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, totul după plan. Nu există vreo derogare, vreo scăpare. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere de cineva.
El le controlează de la distanță. El nu are nevoie de cineva să-i facă caracterizare în dreptul tău și al meu. El însuși știe ce este în noi. Gândurile care le avem și dorința cu care îl căutăm. De aceea la aceste sărbători noi trebuie să luăm hotărâri, dar să ne ținem de ele. Doamne, vrem mai mult să ne apropiem de Tine. Tu ești minunat. Ești un Dumnezeu desăvârșit. Tu ne dorești binele nostru, așa cum nimeni nu ne-l dorește. Pe Dumnezeu, să știți, noi nu-L putem cunoaște. Îl cunoaștem doar prin Domnul Iisus. Dacă Domnul Iisus nu ni l-ar fi descoperit, noi nu l-am fi cunoscut niciodată. Dar prin El îl cunoaștem. Scopul lui Dumnezeu a fost unul din ele, să ne-L facă de cunoscut pe Tatăl. De atâta timp sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Biblia vorbește despre Tatăl, despre Stăpânul Universului, că nimeni nu-L poate vedea. Zice aici versetul 18 din Ioan 1, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, nimeni. Așa spune. Singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Tată, Doamne, al cerului și al pământului, Te laud, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, Te laud, pentru că așa ai găsit Tu cu cale. Ca să înțelegi cuvântul și cât înțelegem noi, atât de puțin, vis-a-vis de ce are Dumnezeu pentru noi. Cât de adânc este cuvântul Lui, dar El ne-L descoperă prin Domnul Iisus. Fără Domnul Iisus, să știți că nimeni nu poate să-L cunoască și să se apropie de Dumnezeu. Uitați ce frumos vorbește aici în cartea Efeseni. Printre altele, spune cuvântul aici, versetul 13 din capitolul 2. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, noi am fost depărtați, toți eram morți în greșelile noastre și în păcatele în care trăiam. Voi care odinioară erați morți, zice aici, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Versetul 17 și 18, El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Căci prin El, prin Domnul Iisus și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Nu ne puteam apropia de Tatăl, să știți. Biblia spune în Isaia 33, Dumnezeu este un foc mistuitor și niște flăcări veșnice. Cine ar îndrăzni, spune Ieremia, în capitolul 30, să se apropie de capul lui, de mine, zice Domnul, în mod haotic? Chiar dacă ai impresia că te apropii, sigur, nu-i decât eșec, înfrângere. Domnul a hotărât Stăpânul Universului o modalitate de a ne apropia de El, de a-L înțelege. Filiera, drumul, calea, e Domnul Iisus Hristos. De aceea L-a trimis. Ce frumos, nimeni nu cunoaște, zice, pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Ce frumos! Câtă distorsionare a cuvântului, a adevărului la ora actuală. Foarte multă. Ca să ai o înțelegere, trebuie să te apropii, sigur, să faci pașii hotărâți de Dumnezeu, o apropiere de Domnul Iisus. Versetul 12 din capitolul 3, din Efeseni. În El avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Știți ce a spus Domnul Iisus? Tatăl meu este mai mare decât toți. Și dacă suntem în mâna Lui, nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. El e stăpân absolut. Și dacă îi aparținem, de aceea nu v-a spus întrebarea, de ce biserica de 2000 de ani a rămas și va rămâne, știți cât rămâne, până când Domnul va veni să o ia la El. Pentru că este în mâna Tatălui. Suntem ai Lui, dragii mei. Și de aceea El ne promite protecție, ocrotire, ne garantează biruință și un final bun cu El. Dorim încă o dată, Doamne, binecuvântă biserica Ta din Ârlac. Ajută-ne, Doamne, la o apropiere de Tine tot timpul.
Ajută-ne, o Doamne, să-ți facem voia Ta și să trăim pentru slava și gloria Ta. Asta dorim. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, acela l-a făcut cunoscut, spune Ioan 1:17, 1 Timotei 1:17. Împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului care are nemurirea, care-i Tatăl. Ce frumos spune aici cuvântul. Dumnezeu se lasă însă descoperit prin Domnul Iisus Hristos, printr-o apropiere constantă de El. Și asta ce înseamnă? Nu înseamnă altceva decât harul Lui. Uitați ce spune Ioan în capitolul 1. Foarte frumos, versetul 17. Spune aici că legea a fost dată prin Moise. Dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Zice aici, El era în lume, lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. O venit la Isaia, Isaia nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, primul lucru pe care vreau să-l subliniez scurt, pe care L-a adus Domnul Iisus când a venit în lumea noastră, a adus harul lui Dumnezeu. Har înseamnă îndurare, milă nemeritată, grație din partea providenței, din partea lui Dumnezeu. Și ce frumos vorbește despre acest har omului Dumnezeu Pavel aici în Tit. Citim printre altele în Tit în capitolul 2, versetul 11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce, zice, mântuire, care aduce mântuire, pentru toți oamenii a fost arătat, prin Domnul Iisus a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei mare lui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod, care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Scopul, motivul. Harul lui Dumnezeu a venit ca să pregătească un norod, biserica lui. Un norod curat, aici îl curățește, plin de râvnă pentru fapte bune. Ce frumos, încă o dată, harul lui Dumnezeu pe de o parte spune că ne învață. Harul ne învață. Unde? Aici în cuvânt. Uitându-ne la viața Domnului Iisus, să o luăm ca un model. Cum a fost El în lumea aceasta, așa suntem și noi. Cum a trăit El, așa trebuie să trăim și noi. Știți ce a spus Domnul Iisus? După cum Tatăl m-a trimis pe mine. Care e motivul? Ca în viața mea să fie văzut Tatăl. Tot la fel vă trimis și eu pe voi, cum m-a trimis Tatăl. De ce? Ca în viața noastră să se vadă Domnul Iisus. În vorbirea ta, în vorbirea mea, se vede Domnul Iisus? În privirea ta, se vede Domnul Iisus? În gesturile și în mimica și în atitudinea ta se vede prezența Domnului Iisus? Cum o trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Ei, acest har, zice, ne învață pe de o parte să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, iar pe de altă parte să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Ce frumos spune Apostolul Pavel în Corinteni. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Ce libertate are un creștin adevărat? Are o libertate absolută. Pot totul, dar nu fac totul. Fac numai ceea ce trebuie să fac. Orice pot să fac, dar nu fac decât ceea ce îi place stăpânului meu. El nu mă oprește. El mă lasă în ultimă instanță. Un creștin adevărat, el trăiește efectiv, literalmente, așa cum o trăi Domnul. Se luptă, își dă toate silințele, cu cumpătare, zice, cu dreptate și evlavie, cu dreptate și evlavie. Preiubiților, spune acolo cuvântul în Ioan, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Primul har pe care l-a adus Domnul Iisus când a venit în lumea noastră, dragii mei, ne-a pus în această postură de a fi copii al lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște. Cei din Ădlac nu ne cunosc.
Știu doar că aici e biserica pentecostală din Ădlac. Atât văd în creștinii din biserica pentecostală din Ădlac. Dar realitatea dincolo e cu totul alta. Acum suntem copii al lui Dumnezeu. De El dorește să trăim ca niște copii al lui Dumnezeu. Ce frumos, ce mare binecuvântare harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus l-a adus. Când a venit El, a venit cu cel mai mare dar, cu acest har. Mântuirea, să știți că nu-i prin fapte. El m-a mântuit prin credință, prin jertfa Lui, printr-o ascultare de El. Dar acum, după ce m-a mântuit, eu trebuie să trăiesc ca și un copil al lui Dumnezeu. În viața mea trebuie să se vadă faptele unui copil al lui Dumnezeu. Trebuie să vadă o viață curată, un model, o lumină, un exemplu pentru cei din jurul meu. Și dacă așa va fi și voi lăsa ca acest har să lucreze, harul lucrează în viața noastră, dragii mei, doar să-l las. Accept harul și să-l las să lucreze, să-și facă lucrarea în viața mea. Atunci el îmi promite și cel de-al doilea har. Auziți ce spune în Petru, omul lui Dumnezeu Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. El va aduce un al doilea har atunci când va veni din nou. Numai El poate aduce harul. Există oameni care încearcă să fabrice har artificial, uneori și prin cântare și prin gesturi. Nimeni nu poate să aducă har. Singurul care dă har este Domnul Iisus Hristos. El promite însă cel de-al doilea har pentru cei ce aici se lasă prelucrați de primul har și ori deveni copii al lui Dumnezeu și trăiesc pentru slava și gloria Lui. El promite un al doilea har. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți. Căci eu sunt sfânt și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Ce frumos! Ce har promite! Auziți ce spune, repet din nou, aici în Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Spune omului Dumnezeu Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Acum asta ne-a adus primul har. Suntem! Ne-a pus pe această treaptă extraordinară. Și ce spune Biblia? Că noi am fost strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Nu vom fi strămutați. Noi suntem deja în locurile înalte. Biserica e într-un loc înalt. Dumnezeu ne-a pus pe această treaptă înaltă. Și acum spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, lumea nu ne cunoaște. Pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, că cel de-al doilea har nu a venit. Când va veni Domnul Iisus a doua oară, va aduce cel de-al doilea har. Dar știm că atunci când se va arăta El a doua oară, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Doamne, umple-ne de această nădejde. Amin? Umple-ne de credință, de dorința, Doamne, în fiecare zi, de a stărui în cuvântul Tău, de a mă adânci în cuvânt, în rugăciune, în părtășie. Asta e viața adevărată. Pentru asta ne-o crea Dumnezeu. Asta înseamnă în familie pace, liniște, armonie, înțelegere. Stări tensionate într-o asemenea familie nu există. Nu e în ordine. Trebuie să ne punem viața în ordine, totul după cuvânt. Ce frumos! Ce lucruri înalte au adus El când a venit la venirea Lui. Auziți ce spune în Coloseni Biblia, capitolul 1, versetul 13 și 14. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Harul acesta pe care l-a adus. Zice, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Un al doilea lucru, ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Nu ne va strămuta, ne-a strămutat deja.
prin care avem, zice, în el răscumpărarea, iar prin sângele lui iertarea păcatelor. Patru lucruri pe care harul acesta l-a realizat în viața unui creștin adevărat. Primul lucru, el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului. Auziți ce spune aici în cartea Efeseni de bunoară? Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprienirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, iar pe deasupra tuturor luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Asta după ce ne-a eliberat. Eliberarea a adus-o El fără merit, fără nicio faptă. Mântuirea nu-i prin fapte. Dar acum, după ce m-a mântuit, eu trebuie să trăiesc la cota asta înaltă pe care o pretinde și o cere Dumnezeu, ca un copil al lui Dumnezeu. O viață de împlinire în fiecare zi. Despre mine nu eu trebuie să spun cine sunt, trebuie să spun alții din jurul meu. Alții trebuie să vorbească, să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Când vor vedea viața ta și viața mea. În familie, când trăim și ne luptăm, păi nu se poate Dumnezeu să nu vină să ne dea biruință. Să ne ajute, El ne ajută. Dar așa cum era menționat, cea mai mare dorință, Doamne, să mă apropii în anul care urmează în continuare de Tine. În fiecare zi, orice piedică s-o dau la o parte. Vin piedici, le aduce diavolul, un arsenal de probleme, tot felul de piedici. Și probleme materiale și financiare și de tot felul, familiale. Dar toate astea, pe locul secund, pe prim plan, trebuie să fie apropierea de Dumnezeu, trăirea cu El, împlinirea voiei Lui. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, El ne-a dat biruință, eliberare, suntem ai Lui, avem libertatea, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe tine. Ce să pună stăpânire pe noi este apropierea constantă în fiecare zi de Domnul. Zice un al doilea lucru aici, El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Împărăția Lui începe de aici, dragii mei. Știți că ori întrebat cei din vremea lui, Doamne, când va veni împărăția ta? Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile. Nu se va spune, uite aici sau uite acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, în inima voastră, în inima din dreapta. Inima nebunului este la stânga lui, iar inima înțeleptului este la dreapta lui. Din inima din dreapta, Domnul a scos tot ce-i murdar, tot ce este rău. L-a scos pe cel rău și apoi el vrea să se instaleze, nu vrea să rămână locul gol. Inima goală, măturată, împodobită, că diavolul are acces din nou. El vrea în inima din dreapta să pună cuvântul lui, să vină el ca stăpân și el să stăpânească și el să controleze toate acțiunile noastre. Ne-a strămutat deja biserica lui pe o înălțime. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, auzi, casa lui, pentru toate popoarele, cât vor ținea vremurile. Pentru totdeauna. Un al treilea lucru pe care l-a făcut El prin harul Lui. Primul lucru, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, ne-a strămutat. Un al treilea lucru, versetul 14, în El avem răscumpărarea. Răscumpărarea, ne-a răscumpărat. A plătit un preț pentru noi. Noi de drept eram al lui Dumnezeu, El ne-a creat. De drept eram al Lui, dar ne-am pierdut libertatea. Prin Adam și de la Adam generații care au urmat, din pricina păcatului. Auziți numai ce spune în Psalmul 49, printre altele, foarte interesant, la un moment dat, cuvântul. Spune aici, în Psalmul 49, ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul și nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării.
Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Știți de ce? Că nu au acceptat-o la vremea potrivită. Răscumpărarea e prin sângele Domnului, prin jertfa Lui, prin credința în El. Răscumpărarea e printr-o apropiere sistematică și apoi umblând pe urma pașilor Lui. Să fiu a Lui pentru totdeauna, să-L pot pe El proclama, proslăvi, pe El îl proslăvim noi și pe El îl proclamăm. Asta dorește Domnul, ce frumos! În care avem răscumpărarea, Domnul ne-a răscumpărat, dragii mei, și noi de drept acum suntem ai Lui, dar trebuie să rămânem ca niște oameni răscumpărați. Pe El să-L proslăvim, pe El, despre El să vorbim, lucrările Lui să le putem, să le proclamăm în fiecare zi și în fiecare familie. Asta dorește Domnul de la noi. Și în ultimă instanță spune aici un al patrulea lucru în care avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor. Nu exista iertare. Iertare fără jertfa Domnului Iisus. Știți că au fost oameni neprihăniți în Biblie, în Vechiul Testament. Zice, chiar dacă Moise și Samuel, spune Ieremia și Ezechiel, s-ar înfățișa înaintea mea, zice, n-aș fi binevoitor față de țară. Moise și Samuel au fost cei mai mari mijlocitori cunoscuți în Vechiul Testament. Dar au avut carențele lor, nu au fost desăvârșit, sângele lor nu era desăvârșit înaintea celui preanalt. Chiar dacă Noe, Daniel și Iov spune în continuare, ca oameni neprieniți în capitolul 22, deci dacă oamenii aceștia s-ar înfățișa și ar veni, n-aș asculta și n-aș ierta și n-aș fi binevoitor față de popor. Pentru că se căuta, caut un om care să stea în spărtură pentru țară, dar nu găsesc niciunul. Până când a venit în Ioan, în 19, acolo spune, zice, iată omul, a zis Pilat. Domnul Iisus, El a fost desăvârșit. Iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. De bunăvoie, din dragoste pentru creatura mâinilor Lui. Să știți că nu era încă nimic, ca Tatăl prin Domnul Iisus a lucrat. Tot ce este creat, prin Domnul Iisus a creat. Și noi am fost creați tot prin Domnul Iisus. Și planul acesta, tot a fost conceput, la vremea, totul după plan, la vremea potrivită. Când s-a împlinit vremea, atunci Domnul Iisus a venit în lumea noastră, cum spune Isaia în capitolul 7, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vor pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Totul s-a împlinit literalmente. Ce spune ceea ce trebuie să se împlinească în continuare? Se va împlini sau nu se va împlini? Totul se va împlini, ori vrem noi, nici nu ne întreabă nimeni dacă vrem sau nu vrem. Dumnezeu își duce planul Lui desăvârșit. Dacă noi credem și ne subordonăm voiei Lui, va fi pentru binele nostru. Va fi pentru fericirea noastră și a copiilor și a familiilor noastre. Dorim din toată inima, Doamne, lasă sângele Tău protector peste noi. Sângele Lui care vorbește mai bine ca sângele lui Abel. Foarte multe texte care scot în evidență sângele Domnului Iisus. Printre altele, Petru spune aici, în 1 Petru, în capitolul 1, zice, citim de la versetul 16, că ce este scris, fii sfinți, că eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din feluri de șer de vețuire pe care îl moștenise de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Să căuta un sânge absolut desăvârșit. Și sângele acesta a fost sângele Domnului Iisus Hristos. El a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu care L-a înviat din morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Dorim în final, Doamne, binecuvântă Biserica Pentecostală din Ădlac. Domnul să binecuvinteze toate familiile care fac parte din biserică.
E foarte important, sigur, să facem parte din biserică aici, să cântăm. Și mă gândeam, printre altele, cântarea atunci la aceste sărbători o excelat, îngerii ori cântat. Nici nu ne imaginăm coruri de îngeri, extraordinar. Dar ce vreau să spun despre noi, nu ne garantează mântuirea, nici cântarea, nici venirea numai la biserică. Ceea ce ne garantează mântuirea și ne garantează biruința și binecuvântarea celui prea înalt este a trăi în fiecare zi, nu numai la sărbători. Și mereu îmi spun, într-o familie adevărată de creștini, acolo cântarea trebuie să fie la înălțimea ei, rugăciunea la înălțimea ei, cuvântul să nu lipsească niciodată, să fie prezent. Atunci, sigur, Domnul ne va garanta biruința, binecuvântarea și înaintarea. Încheie aici și doresc încă o dată, Doamne, rămâi la cârma acestei biserici, la cârma familiilor noastre. Vrem, Doamne, să moștenim împărăția, vrem în ziua aceea când vei veni, Doamne, să beneficiem și de cel de-al doilea har. Să fim, zice Biblia, că atunci o stea se deosebește cu un bosea, se deosebește în strălucire de altă stea. Așa și creștinii se vor deosebi unii de alții. Când Domnul va veni, vom fi ca El, nici nu ne imaginăm. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, de n-ar fi așa, v-aș fi spus. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vi voi pregăti, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acolo vrea Domnul să ne ducă, nu aici pe pământ, ci acolo sus la El. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și anul care urmează, să lase Domnul în continuare pace și liniște peste noi, peste biserică, peste familii, peste țara noastră. Și în virtutea păcii să putem să ne apropiem în mod constant în fiecare zi de Domnul. Amin.